Acum și spuneam ora trecută, o zi extrem de importantă pentru peisajul politic din România. De ce? Pentru că astăzi, în Alta Curte de Casație și Justiție, ar putea da un verdict în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Generală pentru Protecția Copilului Teleorman, dosar în care sunt trimise în judecată numai puțin de 11 persoane, printre care se află și președintele PSD, Liviu Dragnea. Colega mea, Diana Bone, este la Înalta Curte de Casație și Justiție și ne spune ce s-a mai întâmplat, cum așteaptă oamenii sentința. Bun găsit, Diana! Bun găsit! Iată că la termenul din 29 mai, procurorul șef a cerut ca pedeapsa pentru Liviu Dragnea să fie de 7 ani și 6 luni pentru instigare la abuz în serviciu și de 2 ani și 6 luni pentru fals intelectual în dosarul din Teleorman. Așadar, vorbim despre un dosar în care sunt 11 persoane acuzate și de asemenea, să vă spun mai clar ce s-a întâmplat atunci, 2 persoane care de altfel erau angajate la PSD și își primeau, iată, lefurile de la Direcția Protecției Copilului. Rămâne de văzut așadar dacă vom vorbi astăzi de o condamnare în privința lui Liviu Dragnea. Cert este că în acest caz am vorbit despre o condamnare cu executare, pentru că de altfel Liviu Dragnea a mai fost condamnat cu 2 ani în dosarul referendumul, prin urmare de data aceasta am putea ajunge la executare. Mulțumesc, Diana, pentru detalii. Așteptăm în continuare cu înfrigurare, nu, decizia judecătorilor. Este un complet de 3 judecători. Vă aduc aminte că este vorba doar de decizia tribunalului la fond. Ea poate fi oricând contestată pentru completul de 5 judecători. Colega mea, Liliana Maria Năstase, este în direct prin telefon. Bun găsit, Liliana! Liliana, bun găsit! Da, bun găsit! Bun găsit, Liliana! Diana Bone, reporterul nostru, ne spunea că dacă va fi o condamnare cu suspendare, ea se va transforma automat în condamnare cu închisoare. De ce? Pentru că Liviu Dragnea mai are o condamnare cu suspendare în dosarul referendumului, iar o nouă condamnare i-ar aduce definitivă, bineînțeles. Astăzi vorbim despre o condamnare în primă instanță, dacă va fi cazul, iar dacă va fi condamnat cu suspendare, cu siguranță că Liviu Dragnea va ataca decizia la completul de 5 judecători. E complet abilitat să dea un verdict definitiv, cel mai probabil peste câteva luni, poate chiar un an. Însă dacă ar fi vorba despre o decizie definitivă de condamnare cu suspendare, această suspendare va revoca prima suspendare. Vă dau un exemplu, lui Gigi Becali, care a fost condamnat cu suspendare în dosarul Valiza, iar ulterior a mai fost condamnat tot cu suspendare în dosarul sechestrării de persoane, dosar care a revocat prima suspendare. Este o procedură nouă, intrată în vigoare la 1 februarie 2014, odată cu modificarea codului penal și a codului de procedură penală. Așadar, nu a doua condamnare cu suspendare întotdeauna revocă prima suspendare, bineînțeles dacă faptele sunt concurente, așa cum este cazul și la Liviu Dragnea, însă, evident, asta este o ipoteză. Liviu Dragnea poate fi la fel de bine achitat sau condamnat cu executare. Bun, Liliana Maria Năstase, mai stai puțin cu noi, vreau să prezint pe colegul Dan Bucura, jurnalist de investigații, care vrea să te întrebe ceva. Da. Bună, Lili. Mai vreau să clarificăm povestea asta cu a doua suspendare, fiindcă sunt foarte mulți juriști și avocați care susțin o teză oarecum contrarie, în sensul în care ei spun că în cazul unei a doua condamnări cu suspendare vorbim de o faptă, și anume aceasta cu dosarul Bombonica, comisă înaintea primei ani pentru care a primit suspendare, motiv pentru care este posibilă o a doua păstrare cu suspendarea pedepsei. E o teză pe care am auzit-o de multe ori. Deci, nu știu
știu de ce. Am auzit în intervenția ta comentariul legat de Gigi Becali, dar la Gigi Becali valiza și sechestrarea s-a petrecut după valiză, deci era oarecum o recidivă a faptei. Nu au fost luate în calcul ca fiind o recidivă, dar aceste precizări le face în mod expres instanța de judecată. Eu am zis cam cum este practica judiciară în România, chiar dacă nu avem o practică unitară în general. Instanța de judecată stabilește foarte clar dacă se revocă sau nu suspendarea. În general, în 99% din 90, poate exagerez, dar 90% din cazuri suspendarea a fost revocată. Lucru care se aplică, s-ar putea aplica și în cazul acestor dosare, pentru că de aceea este și această miză uriașă în acest dosar al lui Liviu Dragnea, pentru că în caz contrar ar mai avea o condamnare cu suspendare, asta este, nu l-a afectat cu nimic. A putut deveni președintele Camerei Deputaților, sigur n-a putut deveni premier, pentru că există o lege expresă în acest sens. Dar asta este miza, de fapt, cea mai mare la persoane care au o condamnare cu suspendare, conform noului cod de procedură penală. Judecătorul subliniază în mod expres în minuta de condamnare cu suspendare dacă se revocă sau nu prima suspendare. Liliana Maria Năstase era latitudinea judecătorului sau este lege în acest sens? Că vorbim de o cutumă aici, vorbim de o practică, dar nu e legiferat. Este o lege în acest sens, însă așa cum a explicat și Dan Bucura, se iau în calcul mai multe elemente. Când anume a fost săvârșită infracțiunea, dacă poate fi considerată o stare de recidivă sau nu, pentru că două condamnări nu înseamnă neapărat că ești recidivist și că ai comis fapta știind că era în perioada de grație. Sunt mai multe, dacă vreți, chichițe de acest gen care nu pot fi neapărat invocate în fiecare caz. Înțeleg. Mulțumesc, Liliana Maria Năstase. Spre aducerea aminte, Dan Bucura, poporului român, este vorba despre un dosar în care acuzările vin pe povestea aceea. Două doamne angajate la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman au fost detașate la Partidul Social Democrat, detașate fără acte, evident. Acestea n-au călcat niciodată pe la Direcția pentru Protecția Copilului, au luat salariu, dar ele lucrau efectiv la Partidul Social Democrat. Bun. Ce este foarte interesant, procesul ăsta a avut numai puțin de 15 termene, da? Este declanșat în 2016. În acest dosar, pe lângă cele două doamne, și spun imediat și numele lor, pentru că este foarte important de ce trebuie să știm numele lor, a fost și soția lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, care a și achitat un prejudiciu. Bun, acum cele două doamne, Adriana Botorogeanu și Anisa Niculina Stoica, sunt cele două doamne de la care a ieșit scandalul. Ei bine, în timpul procesului, atât Botorogeanu cât și Stoica au recunoscut acuzațiile, Dan Bucura, și au cerut să fie condamnate la o sentință redusă cu o treime și cu suspendarea acesteia, da? Bombonica a plătit partea sa de prejudiciu, iar procurorii au zis, domnule, încetăm procesul penal față de fosta soție a lui Dragnea. În cazul lui Liviu Dragnea, acuzat de instigare la abuz în serviciu, dar și de fals, sunt două acuzații, procurorii au cerut peste maximul de pedeapsă admis de lege, 7 ani și 6 luni, și încă 2 ani și câteva luni de condamnare la închisoare cu executare. Un pic ca să ne explice și un avocat de profesie, Artin Sarchizian. Bun găsit, domnule Sarchizian! Bună ziua! Am să vă rog să ne lămuriți așa. Liviu Dragnea are deja o condamnare cu suspendare, da? Pentru o faptă care a fost comisă după ce a fost comisă fapta aceasta cu angajările de la PSD. Da? Da. În regulă. Există o condamnare cu suspendare. Ce variantă au judecătorii în momentul de față? În afară de achitare și amânare, dacă se dă o altă condamnare cu suspendare, devine nulă prima condamnare și va fi una cu executare, domnule avocat? Nu obligatoriu. Și am să vă explic asta, vreau să ne explicați. Am să vă explic de ce. Pentru
Pentru că ambele fapte, din punct de vedere juridic, sunt considerate ca fiind fapte concurente. Ce înseamnă săvârșirea unor fapte concurente? Anume atunci când o persoană, înainte de a fi condamnat definitiv pentru o infracțiune, săvârșește mai multe fapte. Așadar, dacă faptele sunt săvârșite înainte de condamnare, vorbim despre concurs. Dacă sunt săvârșite după condamnare, adică am o condamnare după care săvârșesc o nouă faptă, atunci discutăm despre recidivă, caz în care sigur că nu mai poate beneficia de acest, să zicem, de această bunăvoință a legii, da? Acest legiu pe care legea îl aportă de a se dispune suspendarea sub supraveghere. Logica este simplă din punct de vedere juridic, pentru că se spune astfel, dacă ai avut odată, să zicem, ți s-a atras atenția asupra conduitei tale printr-o hotărâre atenție definitivă, după care tu săvârșești din nou o faptă, deci perseverezi pe această linie a încălcării a legii penale, atunci asigur că nu mai poți beneficia de această suspendare a supravegherii. Dar cum faptele sunt săvârșite anterior condamnării definitive, nu are importanță când au fost ele săvârșite, succesiunea lor materială. Eu spun că e posibil să, mă rog, dacă este evident găsit vinovat, sigur se bucură de prezumția de nevinovăție până în momentul de față, să fie pronunțată o soluție cu suspendare. Mulțumesc, domnule avocat, pentru clarificarea juridică. Așadar, te-am bucurat, există și a patra variantă, da? Să apară o nouă condamnare cu suspendare pentru Liviu Dragnea. Cu ce ar modifica, nu știu, fierbințeala asta politică. Sunt trei variante, albă, neagră și pe cant. Albă în sensul că este achitată, neagră că este condamnat, pe cant că se amână. Dincolo de faptul că vorbim de primul termen, deci orice ar fi, cea mai mare grozăvie să-i se întâmple, apocalipsa, 7 ani, 8 ani, condamnare cu exitul, Liviu Dragnea nu pățește nimic. Va fi prezent mâine la meeting-ul PSD-știilor. Da, va fi altfel meeting-ul. Dar, probabil, în primul rând, va fi altfel meeting-ul, altă atmosferă și, cu siguranță, alt discurs al lui Liviu Dragnea. Pentru că hai să luăm varianta albă pe care tu ai spus-o. Să presupunem că va fi achitat mâine, deși probele din dosar tind spre altceva. Astăzi. Mâine, Liviu Dragnea ar trebui să iasă în fața tineretului cu ghilimele PSD trimis acolo. Și nu degeaba am spus tineret, pentru că am văzut tot felul de informații venite pe surse, cum că e o problemă cu activul brut al partidului, cel trecut de o vârstă și care nu va prea putea fi adus la București mâine, dată fiind ora întârziată 20 a pornirii meetingului, și că s-ar putea să vină cu tineretul și așa mai departe, asta o paranteză. Liderul PSD se va adresa mulțimii, da? Dacă se va adresa din postura de achitat, deci din postura de victorios, ar trebui să schimbe discursul, pentru că meeting-ul este împotriva abuzurilor în justiție, statului paralel, perpendicular, care ne face și ne desface și așa mai departe. Oricând tu tocmai ai dovada că nu e așa și că statul ăla nu e chiar o caracatiță care prinde pe oricine și strangulează, trebuie să-ți nuanțezi un pic discursul. Dacă, pe de altă parte, va fi o condamnare, cred că ea se va încerca și de către Liviu Dragnea și de către ceilalți participanți, acolo mă refer în principal la vorbitori, să o transfere într-o condamnare politică de tipul referendum, fără dubiu asta. Adică se va merge pe ideea, domne, victimă, iată cum ne hăituiesc, ne dau condamnări pe tot felul de fapte ciudate, suspect. Nu, fapta, să ne înțelegem, nu e sub nicio formă bizară, este o încadrare perfectă pentru ea, iar agravant pentru Liviu Dragnea este că a rămas singur în acest dosar, care nu și-a recunoscut fapta. Să ne amintim, un paralelism, sigur vorbim de altă încadrare, alte fapte, dar paralelismul e perfect cu dosarul Galabute Elena Udrea, în care aproape toți, în afară de Elena Udrea și de Rudele Obrejea, toți s-au predat și au spus în diferite faze procesuale, da, domnule, am greșit, asta e vina noastră, și au făcut și denunți și au recunoscut, au dat și banii înapoi. În cazul Liviu Dragnea, repet, toată lumea a recunoscut, cine avea de dat a dat, în afară de domnia sa, care s-a pus pe picioarele de îndărăt. Pentru instanță, în cazul în care se stabilește o vinovăție, aceasta este ceea ce se numește circumstanță agravantă. Că în loc să te predai și să simplifici procesul, tu spui nu, îl iei pe numbrațe. Și atunci, în general, da, repet, nu am cum să intru în mintea judecătorilor. Da, Liviu Dragnea, iartă-mă, te opresc un pic. Liviu Dragnea nici n-ar fi putut să facă o astfel de recunoaștere, pentru că era cu spatele la zid. Își risca de atunci cariera politică, pentru că îți dai seama, era mâncat de baronii din PSD, da? În momentul în care mai recunoștea ceva de genul ăsta și cerea o pedeapsă cu clemență, era absolut mâncat de baronii din
dacă ar fi mâncat, care oricum mâncat... baroni, atât termin, da? Mai spun trei vorbe, oricum baroni acum așteaptă, sunt în joc de glezne, că nu știu în ce parte să o ia, să oprească autobuzele sau să dea drumul la autobuze, că și aici e o discuție. E corectă și observația asta. Acum, vezi tu, dacă baronii vor să-l execute pe Liviu Dragnea și sunt convins că vor, că în primul rând îi doresc puterea, îi doresc sceptru, se pot lega de orice. Pe de altă parte, cred că fiecare dintre acești baroni are propriul său caz bombonica în parohia sa. Că nu e o găseliță, adică asta e o chestie pe care toți au făcut-o la un anumit nivel. Unul și-a băgat rudele, prietenii prin funcții de genul ăsta și au primit tot felul de sinecuri fără ca ei să presteze o muncă reală sau la justa valoare și așa mai departe. Adică nu e o găseliță și, domne, toți îl arate acum cu degetul pe Liviu Dragnea și că bă, ce ticălos a fost ăsta. Toți au făcut la fel. Și nu mă refer doar la PSD, toți cei care au fost la putere. Dar, pe de altă parte, așa cum am spus, fapta are o descriere foarte corectă și simplă în codul penal. Ori de ce să nu pedepsim o faptă că e în codul penal doar pentru că alții au furat mult mai mult? Da, e adevărat, alții au furat cu milioanele sau zeci de milioane. Asta mai te întrebi acum, judecătorii ăștia, da, cum sunt? Sunt așa ca măgarul lui Buridan între două găleți de ovăz și nu știu ce să aleagă? Păi stai așa, despre ce vorbim acum? Că Dragnea, indiferent ce soluție va avea, tot se va victimiza. Acum depinde în ce poziție, ori în calitate de rege încoronat de această dată de o achitare. Deci îți dai seama, o achitare pentru Liviu Dragnea înseamnă o umflare, o întărire de mușchi, ceva de speriat. Da? O condamnare. O condamnare va da apă la moară baronilor, să-i ceară cu mârâieli retragerea din funcția partidului. Sau să vină jurului și să facă încă o dată scut spunând sau, un dosar politic. Sau. Dar de asemenea ar da apă la moară celorlalți din opoziție. Da? Președintele Iohannis, celor de la PNL, celor de la USR, care, uite, domnule, dar băi, de doar condamna și tot conduce și țara și asta. Și partenerilor din Uniunea Europeană, dragul meu, crezi că ăia nu văd, nu se uită, adică, ai văzut, a fost Liviu Dragnea în Elveția și pac, presa imediat l-a taxat, penalul din România, de la Parlament, de la nu știu ce. Acum va fi dublu penalul, adică, bun, nu știm, repet, ce, apropo de măgarul Buridan, mă gândeam acum, da, judecătorii n-au totuși o misiune simplă în povestea asta. Pentru că dacă vorbeai de un dosar identic făcut pentru un român anonim, el cred că la perioada, vremea asta, după atâția ani, că vorbim de 2 ani și ceva, era, cred că, și condamnat și poate și cu pedeapsa parțial ispășită un român obișnuit. Dar aici vorbiți de Liviu Dragnea. Și aici vedem câtă presiune a fost și pe dosar și mediatică, poate, la un moment dat. Păi este, da, presiune. Și este în continuare. Adică, să ne amintim de distinsa doamnă judecător din acest dosar, care brusc s-a gândit că o așteaptă pensia. Dar pensia asta, când o faci, ți-o prefigurezi și tu, bă, m-aș pensiona la anul meu. Și până atunci duci totul la bun sfârșit. Nu, doamna respectivă, ce a zis, gata, acum a trântit dosarul și a zis, eu fug în pensie. Foarte bine, doamnă, asta e. După o viață de muncă în care ați luat numai salarii bune și ați avut privilegiile pe care statul român le oferă unui judecător, ați procedat foarte corect cu ghilimele de rigoare. Le-ați lăsat încurcate pe toate și ați fugit. Nu e nicio problemă. A venit altul care, iată, a mai stat un an și ceva, să facă exact același lucru, să audieze aceiași martori, să audă aceleași povești și să o luăm de la zero, dar acel zero, iată, a ajuns într-un final. Bun, dar în acest dosar, fără cu cam și fără părtinire, vorbim de un dosar făcut pentru un lider politic de mare importanță în România. Bine, atunci era președinte al Consiliului Județean, dar acum este președintele Camerei Deputaților și omul care ia decizii în țara asta. Adevăratul președintele... prim-ministru al României, punct. Să spunem adevărul. Adevăratul, da? Premier. Bun, este un dosar în care obiectul dosarului, adică cele două doamne, funcționarele de la Direcția pentru Protecția Copilului, au recunoscut în instanță cerând o pedeapsă mai mică sau una cu suspendare, da? Este un dosar în care fosta soție a persoanei despre care vorbim, a lui Liviu Dragnea, a achitat prejudiciul și prin urmare procurorii au zis gata, bă, nu ne mai îndreptăm asupra ta, da? Este un dosar, culmea, care, deși n-ar trebui să aibă nicio legătură cu politicul, ar putea arunca lumea politică în aer. Deci încă un dosar în care, iată, justiția rezolvă politicul. Știi că e vorba aia, buturuca mică răstoarnă carul mare. Cred că exact despre asta e vorba și în povestea asta. Fiindcă
în dosarele complicate ale unor colegi, poate, de partid cu Dedi Dragnea, s-a utilizat tot soiul de logistică pentru documentarea și trimiterea dosarelor în instanță. Cu acea logistică pe care luptătorii împotriva Laurei Codruța Kövesi și a fostului stat de drept astăzi o contestă. Și aici mă înțelegeți că mă refer la conlucrarea dintre SRI și parchete, la interceptările pe siguranță națională, la celebrele denunțuri smulse, poate forțat de la niște oameni de afaceri sau din niște oameni cu probleme penale. E, tot acest repertoriu contestat public de câteva luni și poate câțiva ani încoace de PSD și ceilalți, nu apare în acest dosar al lui Dragnea. Adică aici nu avem ingredientele astea contestabile pe care ei le invocă. N-ai avut SRI. Pă doamnele alea săracele, nu le-ai prins cu nimic altceva, adică nu sunt niște oameni de afaceri controversați, prinși cu nu știu ce evaziuni și alte combinații și strânși cu ușa, cu mâna în ușe să-l dea pe Dedi Dragnea în gât. Deci n-ai niciun fel de element de genul ăsta. Dosarul e foarte curat, e simplu, oamenii prinși cu și în fața evidențelor s-au predat, da domne, așa este. După câteva minute de publicitate, ne uitând ceea ce am vorbit în prima parte a emisiunii, o să vorbim despre consecințele deciziei acestor judecători asupra mitingului de mâine. Care sunt variantele în mitingul de mâine? Și în finalul emisiunii îți propun, Dan Bucura, să vorbim și despre faptul că domnul Iohannis nu ne-a spus nimic despre motivarea Curții Constituționale. E adevărat, dar știi cum e, adică aia e lege de când este publicată în Monitorul Oficial, dar noi ne mai gândim cu legea. Dar eu întreb așa, dacă președintele meu, da, nu respectă Constituția, legea de căpătâie a țării, eu și cu tine, dacă vrei, deci au respectat și noi legea în țara asta, publicitate, revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor, așteptăm în continuare sentința în dosarul angajaților. Liviu Dragnea așteaptă și el cu siguranță, așteaptă și întreaga suflare PSD-istă, pentru că așa va ști ce va striga la meeting de la brâu în sus îmbrăcat în alb. Și a venit o știre de ultimă oră, conform căreia, iată, cutremur în sportul din România. Echipa FCU Craiova, formația finanțată de Adrian Mititelu, ar fi trebuit să dispute sâmbătă ultima etapă din play-off-ul Ligii a 4-a Dolj pe terenul celor de la Jiul Podari. Ei bine, poate că această știre nu vă sensibilizează, dar vă anunț eu că meciul nu se va mai disputa dintr-un motiv extrem de interesant. Componenții formației Jiul Podari și întreg staful echipei vor face deplasarea la mitingul de la București. Dane, dacă vrei, uite știre. Deci dăm peste cap până și play-off-ul Ligii a 4-a. Da, și etapele din Liga a 4-a. Acum, ce să spun? Se încadrează în ideea de care vorbeam la început și informația pe care ți-am dat-o, că s-ar putea ca PSD-ul să forțeze venirea la București cu activul tânăr, nu cu ăla sărit de o anumită vârstă, ca să nu se trezească după ora 21, când din cei, nu știu, sutele de mii de oameni pe care îi așteaptă acolo, mai rămân un sfert sau jumate. Acum, pe de altă parte, sunt probleme grave de logistică. Știi, astăzi, de exemplu, se întâlnește floarea PSD-istă, conducerea, la București și toată lumea își dădea cu părerea, domne, ce ori discuta aia în spatele ușilor închise, ori vorbi de discursuri, cum fac, ce zic, ce drept. Eu cred că acum... În convocator spunea foarte clar, șefii de filiale sunt așteptați cu o zi înainte să stabilim ce avem de stabilit. Dar nu se spunea ce discută și toți pe margine, cine n-are acces, speculează. Eu vă spun că senzația mea și pe surse, dar și așa ca feeling, este că discută foarte, foarte mult de problemele de logistică, dragă Laurențiu, pentru că nu este simplu. Că îi aduci cu arcanul, că îi convingi, că îi ameninți pe aia, că îi lași fără loc de muncă, că îi tăvălești, că îi dai afară din partid dacă nu vin, e o mică problemă. Dar după ce ăia se predau și zic, bine, domne, venim la București. Dar cum venim? Fiindcă pe om, pe lângă faptul că îl aduci cu arcanul, e foarte complicat să-l obligi să bage și mâna în buzunar. Adică eu nu-i văd pe oameni ducându-se la gară, predându-se la casa de bilete și urcându-se în tren, da? Și venind la București.
trebuie să-i pui la dispoziție la scară sau la primărie sau undeva o mașină care să-l ia să-l ducă la miting. Bă, într-un autocar câți oameni intră? Vreo 45, ai 50. Hai, să zicem 50, da. Așa, da? 50 ca să nu calci regulile, că nu pui să se țină în brațe, că te ia poliția. Bă, da? Și ca să aduci 100.000 de oameni, domnule, îți trebuie... 5.000 trebuie... de... cât? 100.000? 2.000 de autocare. Da, 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 da. 2.000 de autocare pe care, culmea, trebuie să le și oprești pe undeva, pe lângă vreau București. Că le-a dat la Parlament acolo, în parcările Senatului și așa, au fost de acord birourile permanente să parcheze acolo, dar noi intră neam 2.000 de autocare. Nu intră 2.000 de autocare, acum văd că ăștia hashtagenii vor să boicoteze parcarea, să-și lase mașinile pe acolo, să fie un circ. Adică, credeți-mă, 2.000 de autocare și 1.000 și 5.500 sufocă un oraș. Chiar dar problemele de logistică, până la urmă, incumbă responsabilitatea șefilor de organizație. Care trebuie să bage mâna în buzunar. Ăștia trebuie să bage mâna în buzunar de unde au, de unde nu au, pe promisiuni și așa mai departe și să convingă susținătorii PSD, aici vorbind de oamenii de afaceri, să pună la dispoziție autocare. Care în autocar trebuie să le mai dai și o sticlă cu apă, trebuie să le mai dai și un sandwich ceva, pentru că nu vine omul de la Sighetul Marmației cu autocarul 9 ore să nu-i dai tu o cafea de pe drum și o apă. De aduci, și... dar bun. Cum vor ei să o facă pe toată țara cu reprezentare, pe fiecare județ și așa mai departe? Gândiți-vă că de la Sibiu încolo ai o problemă. Problema mea e alta. Nu că vor aduce pe cine vor aduce, da? Nici măcar câte zeci de mii de oameni vor fi în Piața Victoriei. Problema mea este alta și curiozitatea până la urmă. Problema, ce vor striga, sus sau jos? Că aici e problema mea. Și vă dați seama, și reprezentarea bordul ăla de pe scenă. Înțeleg totuși că a existat, dar au și schimbat pe ultima 100 de metri motivația mitingului. Motivația și nu motivarea, da? Ca să nu, că văd că e în spațiu public se confundă. Bă, deci președintele Klaus Iohannis a vorbit, domnul președinte, a vorbit despre motivația Curții Constituționale. Asta e de fericită exprimare. Da, cine nu înțelege ironia din toate chestiile astea între motivare și motivație, să rămână acasă, că nu-i pentru mintea lui toată chestia. Revenind la nu mai cu rămasul acasă, că atunci ce facem? Primul ministru a trebuit să nu mai plece niciodată la serviciu. Ca să o dăm și noi invers, au schimbat motivarea. Da, au schimbat motivația cu pricina și în loc să fie mitingul pro Viorica Vasilica Dăncilă, au lăsat-o în planul 2 și au zis, domnule, rămânem tot cu asta, cu abuzurile, cu statul paralel, cu... Uite, da, vin cifre acum, nu știu dacă e fake news, dar PSD-ul anunță 300.000 de oameni. Dar unde intră ăștia? Eu încă o dată am mai spus-o și aseară la Poeș și o spun de câte ori am ocazia. Piața Victoriei toată, de a fi rapăr cât ea a văzut așa de sus, găzduiește maxim 50-55 de mii de oameni. Punct. O spune SPP-ul, o spune jandarmeria, o spune oricine poate analiza pragmatic povestea. Deci de la 60 de mii, pune maxim, de la 60 de mii în sus, ai o problemă în sensul că ocupi celelalte străzi. Că te duci pe Chiselef, că te duci pe toate palea pe acolo. Deci totul e ocupat acolo, da? Dar ce face ăla care e la, nu știu, unde vrei tu să zici, la Chiselef? Păi care e la statuie, la statuie, la aviatori acolo. Da, care e la 2 km sau 1 km. Nu vede, nu aude. Nu vede, nu aude. Se duce și caută o bomboană pe acolo. Nu vede, nu aude și trebuie să facă ce? Să și strige huo sau pro sau cum o să strige ei, nu? Păi nu, că avem șef de grupă, da, și bun, detașament. Probabil că vor avea sonorizare, mă gândesc. Sus pancarda. Dar întrebarea mea este următoarea, Dane. Că e o întrebare firească. Dom'le, la toate meeting-urile astea pe care le-am văzut noi cu simpatizații PSD, s-a dansat brașoveanca sau sârba. Crezi că și acum vor veni cu fanfara după ei? Uite, fac o profeție, deși nu-mi place să vorbesc despre lucruri care... despre care consider că nu sunt oricum benefice pentru România și pentru români, cum este meeting-ul respectiv. Eu cred că nu se vor strânge mai mult de 50.000 de oameni acolo în neamă. Și am să-ți explic, cu sârbe, cu hore, cu ce vrei. Și am să spun și pe ce mă bazez. În perioada în care hashtagenii, mulți puțin cum erau ei, promovați, nepromovați de media, erau în Piața Victoriei și făceau inclusiv show-ul cu luminițele, la care vedeai totuși o mare masă de oameni, au existat cel puțin 3 tentative, dacă nu mai multe, de a face contramanifestații la Cotroceni, la
poarta lui Iohannis, da? Au organizate de PSD. Da, da, e adevărat. Da, dacă tu poți să le numești manifestații, e bine. Dar erau 200 de amețiți maxim în frunte cu aia Floricica sau cum o chema. Floricica dansatoarea și cu aia. Da. Și aia a fost tot ce au reușit. Și crezi cu băieții că... de la Antena, și totuși, da, eu cred că se strofocau PSD-iștii. Bă, să arătăm și noi ceva. Bun, apropo că ai amintit de Cotroceni, în final de emisiune, după câteva minute de publicitate, vorbim despre faptul că Iohannis n-a spus nimic de la Varșovia, dar nici măcar, din punctul meu de vedere, acum nu știu, te întreb, părerea ta, nici măcar nu respectă Constituția. Spuneam, oare eu de ce aș mai respecta legile în statul ăsta? Publicitate, revenim. Bun, dacă povestea cu meetingul este neclară în acest moment, nu se știe ce vor striga sus sau jos și unde vor striga și mai ales câți vor striga, știm un singur lucru cert, anume faptul că mâine seară la 8.20, da? 20.00, mare meeting PSD în Piața Victoriei. Neclar de asemenea este faptul că nu știm dacă Liviu Dragnea va fi auba condamnat în dosarul angajărilor. S-ar putea să fie și o amânare, pentru că noi așa putem amâna la nesfârșit. Ceea ce este clar, însă discutăm acum, Dan Bucura, clară este faptul că ia Curtea Constituțională a publicat motivarea, da, motivarea prin care spune clar Laura Codruța Chiave și trebuie revocată, președinte trebuie să o revoce, în Monitorul Oficial. Din acel moment, din secunda 0 după publicare, măsura devine obligatorie. Da? Eu întreb, au trecut deja câteva ore bune. În momentul de față, măsura este aceeași ca și până acum. Stai să vedem că suntem la Varșovia. Păi, face președintele un abuz în momentul de față? Nu, știi cum e povestea asta, am discutat-o și aseară într-o intervenție cu Eugen Nicoligi aici și l-am întrebat un lucru. Dom'le, dacă președintele peste o săptămână o revocă totuși pe Chioveși, sunteți mulțumiți, e bine la PSD? Dom'le, că până la urmă că o fi cu o pățică, da. Zic, da, da, știți că în săptămâna aia, adică de ieri, până când o revocă peste o săptămână, președintele încalcă Constituția. Îl iertăm că a încălcat-o doar o săptămână? Dom'le, că știi că o fi copății. Păi și atunci, că tot e în culpă de azi, că de ieri trebuia făcută măsura, dacă e în culpă de azi, de ce n-a revocat-o peste o lună sau peste 6 luni sau peste fix 12 când e expirat? Da, adică știi, e ca în povestea aia, dom'le, e penal puțin sau hoțul și hoțulică, așa e și cu asta, e același lucru. Adică eu asta nu înțeleg, în formula actuală nu există sancțiuni. Deciziile Curții Constituționale, deși sunt depuse imediat în practică așa cum scrie, nu prevăd sancțiuni. Și asta am înțeles și eu de la domnul Zegrean și de la alt specialist constituțional, că nu mă pricep, dar merg cu materialul clientului, că numai Rusia ar fi singura țară în care nu respecti decizia, poc sancțiune. Adică există și aia. Noi, da, nu vrem Rusia. E foarte noi interesant. Vrem la vest. O să trăim împreună toate aceste frământări politice, oameni buni. Colegii mei cu siguranță sunt primii care vor anunța ce se întâmplă cu Dragnea, cu meeting-ul, dar și cu CCR-ul și motivul. Sa, Georgia Semionović, imediat cu știrile B1 TV. Ne revedem duminică la 14. Uitați, avem de trecut un weekend destul de înfierbântat. Toate bune!